La vizita făcută de Traian Băsescu, fostul președinte al României la Piatra Neamț, cu prilejul lansării candidaților pentru funcțiile de primar, a indicat acestora să-și întocmească platformele electorale în raport cu prevederile constituționale referitoare la drepturile cetățenești. Toate aceste programe vor trebui să țină cont de faptul că extrem de multe atribuții guvernamentale au fost descentralizate și trimise spre rezolvare primăriilor. Că vom fi primul partid care vine și spune administrațiile locale de la noi acționează după Constituție. Nu dăm prea mult paginile Constituției și dăm de articolul 41. Dreptul la muncă. Eu nu spun că guvernele nu trebuie să asigure investiții de mari dimensiuni, care creează locuri de muncă. Dar este și responsabilitatea administrațiilor locale să atragă investiția. Investitorul român sau străin, cel care e dispus să bage bani, trebuie să aibă condiții favorabile și nu să fie șpăguit la intrare pe ușa primăriei dacă vrea să facă o investiție. Mai mult, administrația locală este obligată să-l sprijine prin facilități în raport cu taxele locale. Revine în sarcina primăriilor, a spus Traian Băsescu, să se ocupe de atragerea de investitori străini în comunitățile pe care le vor conduce pentru a crea locuri de muncă. Și ex-președintele României a venit cu un exemplu la îndemâna tuturor, cel legat de aducerea la Roman a investiției americane de la TRV, care a creat peste 1500 de locuri de muncă. Să-i ducă principalele utilități, apă, energie electrică, canalizare la marginea terenului pe care urmează să facă investiția. Numai așa vor veni investitori. Și uitați-vă la Roman. Se spune că investițiile sunt în vest. Nu, uitați-vă la primăria Roman, care a reușit să atragă investiții și să diminueze consistent șomajul. Traian Băsescu este convins de faptul că dacă programele electorale ale candidaților vor reveni cu oferte concrete de proiecte care să contribuie nu doar la modernizarea localităților, ci mai ales să răspundă nevoilor diurne ale cetățeanului, aceștia vor fi votați la alegerile din 5 iunie. Este știu faptul că primarul Romanului, Laurențiu Leureanu, a fost unul dintre edilii cei mai apreciați de președintele Traian Băsescu, care a și participat la inaugurarea TRV de la Roman.